Anul trecut i-a venit ideea să sărbătorească într-un mod cu totul inedit femeia și i-a dedicat spectacolul Unplugged, Te iubesc, femeie. Succesul înregistrat l-a făcut însă să-și dorească să repete experiența, așa că și primăvara asta, pe 8 și 9 martie, Ștefan Bănică Junior le invită pe doamne și domnișoare la două concerte extraordinare în care se pot delecta într-un cadru intim cu cele mai frumoase cântece de dragoste ale sale. Dacă și-a propus să facă o tradiție și din aceste spectacole, asemenea celor de Crăciun, ne dezvăluie în minutele următoare chiar Ștefan Bănică Junior. E invitatul meu azi la Observator. Bine ai venit, Ștefan! Sărut mâna și bună ziua tuturor! Aș vrea în primul rând să vă spun doamnelor și domnișoarelor la mulți ani, pentru că începe săptămâna voastră, să fiți sănătoase, să fiți fericite și mai ales iubite. Aveți să dea o săptămână Dumnezeu întreagă. Așa să fie. Nouă ne place să spunem că toată luna asta e a noastră, așa că da, poate vă... martie este a voastră. Și de aceea noi bărbații profităm între ghilimele să vă oferim, mai ales pentru persoanele iubite, să le oferim cam tot ce își doresc. Din punct de vedere muzical, așa cum spuneai înainte, am început anul trecut cu aceste concerte Unplugged. Unplugged, adică cântăm cu instrumente acustice și spun lucrul ăsta pentru că te aduc la o stare inițială. Atunci când compui piesa, ești doar tu, o ghitară și un pian și e o stare specială, fără efecte, fără nimic. Asta se întâmplă la circ, este al doilea an consecutiv. Primele spectacole pentru noi au fost extraordinare și o provocare profesională extraordinară. Membrii trupei, iartă-mă că te întrerup, da. Membrii trupei tale au spus anul trecut după aceste două concerte că au fost cele mai aproape de sufletul lor din întreaga carieră. Pentru tu că, cum le-ai simțit? Eu m-am simțit extraordinar, mi-a fost frică la început pentru că stăm două ore pe niște scaune și cântăm doar. Și asta spun la începutul concertului, fără efecte speciale, fără balet, fără ecrane uriașe, doar muzică, doar noi și voi. Iar, și emoție, multă emoție. Iar publicul a fost extraordinar, iar noi ne-am simțit artiști. Ăsta a fost, ăsta e cuvântul, dacă vrei. Iar anul acesta și vom lua alte cântece, pentru că așa am făcut și anul trecut, alte cântece de dragoste de pe albumele mele, sunt vreo 13 de-a lungul anilor, mai puțin promovate, mai puțin cunoscute, și le vom cânta în variantă acustică, sigur, alături de cele cunoscute pentru public. Bineînțeles, în special pentru doamne și domnișoare, dar asta nu înseamnă că trebuie să vină neînsoțită. Așadar, sunt primiți și domnii. Dacă mai sunt bilete, mai sunt bilete? La circ nu știu dacă mai sunt bilete. Cred că s-au epuizat deja, dar cine știe, întotdeauna dacă vrei și încerci, mai găsești ceva. Dar luna martie e o provocare, văd acum, anul acesta pentru noi, pentru că sâmbătă mergem la Brăila, cântăm în aer liber, dar pe data de 5 martie cântăm la Sala Sporturilor Traian din Râmnicu-Vâlcea, unde vor veni aproape 2000 de oameni într-un spectacol, în formulă mare, dar vom avea și un mic moment Unplugged special dedicat doamnelor și domnișoarelor. Vreau să mulțumesc de pe acum tuturor celor care au cumpărat bilete, pentru că ăsta este cel mai mare semn de respect față de munca noastră a celor de pe scenă. Și același spectacol pe care îl avem pe 5, spectacol mare la Sala Sporturilor, vom avea și pe data de 11 la Chișinău, la Palatul Național. Și vreau să le spun tuturor celor care sunt interesați că pot intra pe site-ul meu, ștefanbanica.ro, sau pe Facebook, Ștefan Bănică Oficial. Acolo găsesc cât mai multe date despre concert. Mi-ai spus mai devreme că nu se mai găsesc bilete la aceste două spectacole. Pentru că este o sală mult mai mică. Noi am obișnuit oamenii cu Sala Palatului. Concertele de la acest sunt total diferite de Sala Palatului. Pentru că, în primul rând, este un concert acustic și, în al doilea rând, presupune intimitate, presupune o apropiere reală vis-a-vis de public, la propriu. Sunt aproape 1000 de locuri, deci așa cum vedeți și în imagine, e un spațiu foarte intim la Circul Varieté Globus și un spațiu foarte primitor. Indiferent de locație, asta e o trăsătură, o caracteristică a concertelor, a spectacolelor semnate de Ștefan Bănică Junior, să fie sold out. Care e ingredientul care... Nu cred că există un ingredient, cred că există o preocupare pentru calitatea spectacolului
Și pentru ca omul care vine și plătește bilet și care ți acordă încredere prin acest bilet, indiferent cât costă el, să plece mulțumit și mai ales să plece încărcat de emoții. Eu spun de fiecare dată, uitați de griji, o oră jumate, două ore cât stăm împreună, haideți să facem ceva împreună, pentru că este extraordinară interacțiunea între public și cei de pe scenă. Și asta s-a întâmplat de fiecare dată până acum și sper să se întâmple și de acum încolo. Și dacă, să spunem, își doresc mult mai multe femei decât sunt locuri la cele două spectacole, vei mai cânta, vei mai organiza și alte spectacole? 8 și 9 martie. Dar dacă cererea e mai mare? Dacă cererea e mai mare, anul acesta, din păcate, nu putem face nimic pentru că avem Chișinău pe data de 11. Dar la anul vom încerca să facem mai mult de două spectacole. Așa cum ai spus, mi-aș dori să putem crea o tradiție din aceste concerte Unplugged, total diferite de concertele de Crăciun. Dacă de Crăciun aproape o săptămână întreagă. Da, recordul a fost mă rog, așa s-a nimerit, de 7 spectacole. Dar în general facem 5 sau 6 și până acum cred că s-au strâns vreo 40 de concerte, deci vreo 200.000 de oameni au fost în acești ani. Ceea ce e un deceniu. Un deceniu, da. E o mare realizare pentru mine, pentru noi cei de pe scenă și cred că și pentru show business-ul românesc până la urmă. Ai început să cânti rock and roll într-o perioadă în care, de fapt, în România nimeni nu îndrăznea să facă asta. Da, rock and roll e o stare de spirit, nu este, adică dacă e mot-a-mot, traducerea e sucește-mă și învârtește-mă, cam așa, este o stare de spirit. Pentru mine această stare de spirit, inspirația care vine în rock and roll, pentru că ceea ce cânt eu este un fel de rock-pop mai mult, dar rădăcine întotdeauna vor fi acolo, pentru că pentru mine rock and roll înseamnă bucuria de a cânta. Bucuria de a fi acolo, de a fi pe scenă. Și asta e un principiu valabil, indiferent ce fac, că e vorba de teatru, că e vorba de muzică, că e vorba de film sau chiar de televiziune. Adică dacă nu mă bucur, dacă nu mulțumesc cerului că am această șansă să fiu acolo și să împart din emoțiile mele, n-am făcut nimic, n-are sens să mă mai prezint. Cerului îi mulțumești, dar de aici, de pe pământ, există o persoană care îi mulțumi pentru ceea ce este artistul Ștefan Bănică Junior astăzi? Sunt mai multe. Aș începe cu părinții mei, cu tatăl meu, cu mama, apoi cu profesorii, cu dascălii mei care mi-au fost regretați profesori și actori, marele actor Petrică Gheorghiu, și profesorul meu de la institut, un profesor care a crescut atâtea generații, Ion Cojar. Sunt oameni. Apoi domnul Ciulei, domnul Liviu Ciulei, îmi pare foarte rău că vorbesc despre dâns și la trecut, dar oamenii ăștia mi-au fost mentori, niște mentori. Ștefan, îți mulțumesc că ai venit azi la Observator. Eu vă mulțumesc frumos și...